Bine, v-am găsit! În acest video explic rezolvarea ecuațiilor în mulțimea numerelor raționale. Îți reamintesc că mulțimea numerelor raționale, notată cu Q, este formată din fracțiile de tipul A supra B, unde A este număr întreg, iar B este număr întreg diferit de 0 numerele raționale pot fi scrise sub formă de fracție ordinară, ca de exemplu 1 supra 2, sau sub formă de fracție decimală. 1 împărțit la 2 este 0,5. Prima ecuație, minus 2x plus 2 supra 5 este egal cu 2,5. A rezolva o ecuație înseamnă a găsi acele valori sau valoare pentru care suma aceasta este adevărată, adică atunci când înlocuiesc x-ul, îl înmulțesc cu minus 2 și adun cu 2 supra 5, să obținem egal cu 2,5. Și vom rezolva astfel. Vom izola necunoscuta în partea stângă a egalului, iar plus 2 supra 5 îl vom trece în partea dreaptă cu semnul schimbat. Și obținem astfel. Minus 2x egal cu, copiez mai întâi ce este în dreapta, 2,5 și apoi scriu minus 2 supra 5. Pentru a putea efectua această scădere avem nevoie ca ambele fracții să fie de același tip, ori decimale, ori ordinare. Așa că voi transforma 2,5 în fracție ordinară scriu la numărător numărul fără virgulă, iar la numitor o putere a lui 10 egală cu numărul de decimale. Avem o decimală, deci avem 10 la puterea 1. Și obțin astfel 25 pe 10. Deci minus 2x este egal cu 25 pe 10 minus 2 supra 5 la scăderea fracțiilor ordinare trebuie să avem același numitor. 10 împărțit la 5 este 2, așa că amplific cea de-a doua fracție cu 2. Și obțin astfel minus 2x egal cu 25 minus 2 ori 2, 4, supra 10. Minus 2x este egal cu 21 pe 10. Pentru a nu avea minus în partea stângă, voi înmulți cu minus 1, iar la înmulțirea cu minus 1 vom avea aici minus 2 ori minus 1, minus ori minus plus, 2 ori 1, 2. Deci se obține 2x. Iar aici, în partea dreaptă, avem fracția aceasta înmulțită cu minus 1, care înseamnă minus 21 pe 10. Și acum îl aflăm pe x prin operația de împărțire. Deci dacă aici avem înmulțire, când îl trec pe 2 în partea dreaptă, facem împărțire. Și avem minus 21 supra 10 împărțit la 2 x este egal cu împărțirea a două fracții înseamnă înmulțirea primei fracții cu inversa celei de-a doua. Deci în cazul nostru minus 21 pe 10 înmulțit cu iar inversa lui 2 pe 1 este 1 pe 2. Și obținem astfel x egal cu minus 21 supra 20. Număr rațional, deci x egal cu minus 21 pe 20, este soluție. Facem verificarea. Minus 2 înmulțit cu x. În loc de x, scriu valoarea obținută minus 21 pe 20 plus 2 supra 5. Simplific 2 cu 20. 20 împărțit la 2 este 10. Minus înmulțit cu minus este plus, deci rămân cu 21 pe 10 plus 2 supra 5. Amplific pentru a putea face adunarea și obținem 21 plus 4 supra 10, adică 25 pe 10, iar 25 împărțit la 10 este 2, 5. Deci valoarea obținută pentru x este corectă. Mergem la cea de-a doua ecuație. x împărțit la 3,5 egal cu minus 2. Îl vom afla pe x prin operația de înmulțire. x este egal cu minus 2 înmulțit cu 3,5. Deci avem x egal cu minus, 2 ori 5 este 10, punem virgula, 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Deci obținem x egal cu minus 7, care este număr rațional. Facem verificarea. Minus 7, Împărțit la 3,5. 3,5 în minus 7 se cuprinde de 2 ori. Minus înmulțit cu plus este minus și punem rezultatul 2. 2 ori 3,5 este 7. Cea de-a treia ecuație: 5,2. minus 3 supra 4x egal cu 4,6. Mai întâi, izolez necunoscuta în partea stângă și îl trec pe 5,2 peste egal cu semnul schimbat. 5,2 este un număr pozitiv, atunci când schimb semnul, voi pune minus. Deci obținem Minus 3,4x egal cu 4,6 minus 5,2. Adică minus 3 pe 4 x egal cu? Avem aici descăzut 4,6 minus 5,2. Numărul mai mare în modul este 5,2, deci voi pune semnul din fața acestuia, minus și voi face scădere 5,2 minus 4,6. 12 minus 6 este 6, iar 4 minus 4, 0. Deci obținem minus 0,6. Înmulțesc cu minus 1 pentru a nu avea aici, în partea stângă, unde este necunoscuta negativ. Și la înmulțirea cu minus 1 se schimbă semnele. Minus 3 pe 4 înmulțit cu minus 1 devine 3 supra 4x, iar după egal minus 0,6 înmulțit cu minus 1 devine 0,6. Și acum îl aflăm pe x prin operația de împărțire. 0,6 împărțit la 3 pe 4 transform 0 supra 6 în fracție ordinară și avem la numărător scriu doar 6, nu are rost să pun 0 din față, iar la numitor o putere a lui 10 egală cu numărul de zecimale de după virgulă. Deci avem o zecimală, 10 la puterea 1. Simplific prin 2, 6 împărțit la 2, 3, 10 împărțit la 2, 5. Și continui rezolvarea, x egal cu 3 pe 5 în loc de 0,6 înmulțit cu inversa celei de-a doua, 4 supra 3. Împărțim prin 3, rămâne 1 și 1 și obținem x egal cu 4 supra 5. Un număr rațional, deci x este soluție. Facem verificarea 5,2 minus 3 supra 4 înmulțit cu x, deci aici pun valoarea pe care am obținut-o pentru x, 4 pe 5, egal. Observăm că la înmulțirea fracțiilor putem simplifica prin 4 și rămâne 1, deci avem 5,2 minus 3 supra 5, adică 5,2 minus, și transform 3 supra 5 în fracție decimală. Avem 3 împărțit la 5, 0 și în 35 se cuprinde de 6 ori. Deci minus 0,6 facem scăderea. 12 minus 6 este 6. Punem virgula. Am împrumutat 1 de la 5, deci rămâne 4. Și observăm că se verifică. Am obținut. 4,6. La cea de-a patra ecuație avem modul de 3x minus 1 este egal cu 5. Având în vedere că modul de x este egal cu x dacă x este mai mare sau egal decât 0 și minus x dacă x este mai mic decât 0, atunci când rezolvăm o ecuație cu modul, vom obține de fapt două ecuații. Prima, 3x minus 1 egal cu 5, iar la cea de-a doua vom scoate din modul cu un minus în față, minus și avem 3x minus 1 egal cu 5. Rezolv mai întâi prima ecuație obținută. Avem 3x egal cu 5 plus 1, 3x egal cu 6, și de aici îl scoatem pe x, 6 împărțit la 3, adică x este egal cu 2. 2 este număr rațional, deci avem prima soluție. La cea de-a doua ecuație desfacem paranteza și avem minus 3x, apoi minus și cu minus plus 1 egal cu 5. Izolăm necunoscuta în partea stânga a egalului și îl trecem pe plus 1 cu semnul schimbat, minus 1. Și obținem minus 3x egal cu 4. Înmulțesc toată ecuația cu minus 1. Minus 3 ori minus 1 este 3 x, iar 4 ori minus 1 este minus 4. Și acum îl aflu pe x prin operația de împărțire. Minus 4 împărțit la 3 și scriu ca fracție ordinară minus 4 pe 3. Facem verificarea pentru prima soluție. Am obținut 2. Deci avem modul de 3 ori 2 minus 1. Adică modul de 6 minus 1, obținem modul de 5, care este 5. Pentru cea de-a doua soluție, facem verificarea minus 4 pe 3. Deci avem 3 înmulțit cu minus 4 pe 3, am pus în loc de x, minus 1. Facem calculele. 3 se simplifică cu 3 și rămâne 1 și 1. Deci avem minus 4 minus 1. Copiez semnul comun și fac adunare între module 4 plus 1, 5. Modul de minus 5, ne uităm la definiție, va ieși numărul din modul cu un minus în față. Deci pun prima dată minus și apoi între paranteze scriu numărul minus 5, minus și cu minus plus 5. Deci se verifică și cea de-a doua soluție obținută. La ultima ecuație, cea de-a cincea, avem 3 înmulțit cu modul de x plus 5, minus 15, egal cu minus 9. La fel vom proceda cu modulul, mai întâi vom scoate cu plus din modul, apoi cu minus. Deci avem 3 pe lângă x plus 5, minus 15, egal cu minus 9. Desfacem paranteza rotundă, avem 3 ori x plus 3 ori 5. Minus 15 egal cu minus 9. Plus 15 minus 15 reprezintă suma a două numere opuse care este 0, deci aceștia se reduc și rămâne 3x egal cu minus 9. De aici îl scoatem pe x, Minus 9 împărțit la 3, adică x este egal cu minus 3, care este număr rațional. Cea de-a doua ecuație îl scoatem pe x plus 5 cu semnul minus, deci avem 3 pe lângă minus și avem x plus 5. Minus 15 egal cu minus 9. Minus și cu 3-ul din față avem minus 3 pe lângă x plus 5 minus 15 egal cu minus 9. Desfacem paranteza rotundă minus 3 ori x minus 3x minus 3 înmulțit cu 5 minus 15 copiez minus 15 și egal cu minus 9. Deci obținem în partea stângă minus 3x, minus 15, minus 15 este minus 30, egal cu minus 9. Și de aici las în partea stângă minus 3x, egal cu minus 9, și îl trec pe minus 30 cu semnul schimbat, plus 30. Deci avem minus 3x egal cu 21 înmulțesc cu minus 1 pentru a nu avea x-ul negativ în stânga și obținem 3x egal cu minus 21. Și de aici îl scoatem pe x, minus 21 împărțit la 3, adică x egal cu minus 7. Deci prima soluție x egal cu minus 3, facem verificarea. egal cu 3 înmulțit cu. La această sumă se copiază semnul numărului mai mare în modul, adică semnul lui 5 și avem plus și se face o scădere 5 minus 3, 2, minus 15. Deci obținem 3 înmulțit cu modul de 2 care este 2 minus 15. 3 ori 2, 6, Minus 15 înseamnă minus, iar 15 minus 6 este 9. Deci, prima soluție se verifică. Să vedem la cea de-a doua. 3 înmulțit cu modul de minus 7 plus 5 minus 15. Aici Semnul numărului mai mare este semnul lui 7, deci avem minus, iar 7 minus 5 este 2. Modul de minus 2 înseamnă minus minus 2, adică plus 2. Deci avem 3 ori 2 minus 15, și obținem la fel ca mai înainte minus 9. Deci se verifică și cea de-a doua soluție.